Ideea este clar că a venit de la plan B, dar este o continuare, pentru că trebuie să spun că sunt trei faze pe care le avem pentru copiii ucrainieni. Și imediat o să-l las pe Bogdan să vă spună mai multe despre faza principală, să-i spunem. Dar ce am făcut noi până acum a fost să dăm drumul din primul moment la aplicație gratuit pentru orice copil ucrainean, pentru oricine se află pe teritoriul României, fie la asociație sau la persoane fizice. Dacă este în gazdă, poate să acceseze aplicația absolut gratuit. Noi dăm un cod și el poate vedea 70-80 de spectacole câte avem acolo, fără doar și poate vrem să le oferim copiilor ucraineni, fără din primul moment am făcut asta. Doi, am tradus două spectacole în limba ucraineană. Wow. Am avut deja premiera la Petrică și Lupu, un spectacol mai vechi de al nostru, dar care este integral povestit în limba ucraineană și colegii mei cântă, evident, colegii noștri cântă în limbajul universal al muzicii.